Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise și astăzi aș putea spune un subiect foarte provocator, un subiect cu care se confruntă, din păcate, părinții și anume adolescența și vorbim pe marginea cărții viața emoțională a adolescenților, cum să creștem tineri capabili să comunice deschis Competenți și plin de compasiune de uh, Liza Demur, o carte publicată în uh, portofoliul uh, editurii Herald și alături uh, de noi două prietene dragi, Iulia Feordeanu, psihoterapeut, uh, analist jungian și uh, Simina Angelescu, de asemenea, uh, psihoterapeut. Uh, și aș adăuga eu <coughs> nu doar uh, calitate de uh, psihoterapeut, dar și uh, mame de adolescenți, pentru că asta ajută foarte mult. Și aș începe uh, discuția noastră uh, ajutându-ne, bineînțeles, ca instrument de lucru uh, ghid uh, în uh, discuția noastră de cartea lui Liza Deimur, Viața emoțională a adolescenților, pentru că sunteți psihoterapeuți, specialiști în parenting, ați lucrat în cabinet cu adolescenți, dar sunteți și uh, mame de uh, adolescenți. Deci este perioada adolescenței traversată de Emoții atât de intense, atât de puternice, și cum trebuie să-i ajutăm, ca părinți, nu doar ca specialiști, cum să ajutăm pe părinți, uh, cum să ajutăm, ca părinți, pe copii, să-și gestioneze emoțiile și să ei să simtă că noi le suntem tot timpul aproape. Iulia. Um, e o întrebare foarte complexă. De fapt, asta e esența. Uh esența acestei perioade tumultul acesta emoțional și dificultatea de ambele părți și de partea adolescenților și de partea părinților de a continua să gestioneze uh, relativ uh, pozitiv relația între unii și alții. Uh, cumva din punct de vedere evoluționist, așa ne explică Daniel Siegel în cealaltă carte foarte bună despre adolescenți, creierul și mintea adolescenților, Mintea și creierul adolescenților, da. Uh -huh. Așa, scuze. Uh, fost avultoarea minții în prima ediție. Uh, natura se pare că a creat această perioadă tumultoasă, din punct de vedere neurobiologic, ca să-i ajute pe copii să se separe de părinții lor evitându-se astfel endogamia. E adică ca să să-i ajute să se îndepărteze de trib, practic, cum trăiam pe vremuri, foarte îndepărtate, ca să-și găsească parteneri și să întemeieze familii cu persoane din altă, altă, piscină genetică, să zicem așa. Și, desigur, așa cum ne spune și Sigel foarte frumos, am reținut metafora lui, un copil n-ar pleca de acasă dacă s-ar simți în continuare bine și confortabil și micul dejun ar fi pus pe masă de părinți și așa mai departe. Astfel creierul, sub influența vârstei și nu atât de mult a hormonilor cum s-a crezut până acum, deși și hormonii sexuale au și ei rolul lor, începe să se transforme. Și Lisa Demur explică în cartea ei, foarte frumos în continuare, a explicațiilor lui Siegel, că această restructurare începe în zonele cele mai primitive ale sistemului nervos central al creierului cum ar veni special sistemul limbic și amigdala zonele acelea care controlează viața emoțională a noastră, a oamenilor și atunci încep aceste furtuni la care se adaugă desigur asta e partea uh, biologică dar există și o, o parte de natură spirituală dacă vreți și anume uh, crescând Sigur, ajutați și de transformările neurobiologice, copiii devin din ce, ce mai conștienți de ei înșiși, de situația în care se află și de presiunea grupului de a se conforma unor norme. Și încep să se simtă mai nesiguri. Uh, ei sunt aceleași persoane, sau, mă rog, aproximativ aceleași persoane care erau și în urmă cu câțiva ani când nu le păsa pur și simplu, nu își puneau problema dacă sunt în regulă sau nu. Erau cine erau și se simțeau bine, se jucau între ei, nu-și făceau atât de multe probleme dacă sunt sau nu conform cu așteptările culturale ale societății. Dar la adolescență încep să, să aibă și aceste nesiguranțe. Deci, pe acest fond, în principiu, sau asta e explicația pe care o pot da eu pe scurt pentru cei care vor privi acest clip, pentru părinții interesați, pur și simplu natura și cultura îi fac pe, pe copiii noștri să uh, reacționeze în felurile acestea disruptive, care pun reale probleme, mai ales pentru părinți. Pentru că, așa cum am citit și în carte și cum vedem și noi, copiii sunt uh, altfel văzuți în afara casei decât îi vedem noi ca părinți acasă. Și pentru, pentru relația dintre uh, copil și părinte, sau dintre părinte și copil, adolescența este, într-adevăr, după părerea mea, cea mai mare provocare. Corect. Pentru că sunteți mame de, din ce știu eu, de adolescente, așa, dar ați lucrat cu, cu adolescenți în cabinet. Simina, referitor la diferențele de gen, de ce este viața emoțională a fetelor diferită de a băieților? Poate acum, na, zic și eu, în calitate de părinte, Uh, se observă lucrul ăsta. Dacă ai fată și băiat. Dacă ai doar fete, poate nu știu. La mine eu văd niște diferențe foarte, foarte mari între adolescența venise și adolescența lui Rares, Da? Deci se vede clar că nu numai ca tipologie, ca personalitate, dar uh, e clar. Reacționează în moduri diferite, uh, sunt multe lucruri. Uh, Apropo de diferențele de gen? Da, e clar că fetele sunt diferite de băieți, și ascultând-o pe Iulia mai devreme, mă gândeam că adolescența e tumultoasă pentru că se întâmplă undeva la intersecția între presiunea naturii interne, se schimbă biologia și neurofiziologia, și presiunea externă, culturală. a mediului, a culturii, a spațiului social și cumva adolescenții se regăsesc undeva la mijloc, efectiv presați între aceste două forțe foarte puternice, natura și cultura, și reacționează ca atare, fiind așa într-un fel constrânși și căutând să-și găsească locul. Acum, apropo de diferența de gen, până să ajungă la adolescență, evident că copiii în funcție de gen se dezvoltă diferit și se desprind diferit de familie. Uh, și într-adevăr, poate că într-un fel pentru fete desprinderea de mamă merge un pic mai lin, uh, la vârstele mai mici mă refer, partea de autonomizare, de intrare așa în uh, ieșire din bebelușie și din perioada uh, copilului mic, pentru că ele se pot și identifica mai ușor ca mama și dacă mama nu mai e conform așteptărilor, ele spun ok, în regulă mama asta nu mai îmi place, nu mai îmi răspunde așteptărilor, ca atare o să fiu și eu ca ea. Și atunci își asumă cumva rolul ăsta un pic mai lin, așa. Tranziția este, în general, să zicem, mai lină. Pe de altă parte, fetele, oricum, au, cumva, iarăși, natura, neurofiziologia le predispune la o abilitate mai mare de a lucra cu emoții, de a verbaliza mai ușor emoții. Deci, ele sunt și prin natură și cultural mai încurajate să fie în contact cu emoțiile lor. E acceptabil pentru o fetiță să plângă, să spună anumite lucruri legate de emoții, pe când pentru băieți lucrurile puțin merg un pic diferit. Voi ai să-mi spui ceva? Da, sunt fetele, am regăsit această idee și în pentru că cartea este superbă și este plină de foarte multe exemple. Viața emoțională adolescenților, Lisa Daymore, sunt fetele mai deschise spre empatie? Sunt mai, nu știu, pline de compasiune și de empatie față de băieți? Nu neapărat față de empatie. Cred că empatia se poate dezvolta la ambii copii, în măsura în care mediul parental și mediul de îngrijire stimulează această abilitate prin experiențe împărtășite, prin anumite emoțiile, prin a încuraja copilul să. Trăiască emoția, să se pună în locul celuilalt prin felul în care copiii sunt oglindiți. Deci, aici nu cred că e o problematică de gen care ține de empatie și compasiune. Și băieții, este evident pentru cine îi observă când sunt micuți, evident că ei sunt predispuși la a fi foarte afectivi și empatici și n-aș exprima emoțiile dacă mediul le permite și le validează trăirile și le spune, da, este ok să trăiești lucrurile astea. Mă refer la faptul mai degrabă că, într-un fel, pentru băieți, spuneam creșterea și desprinderea, deci creșterea psihică, maturizarea și desprinderea din perioada timpurie poate fi un pic mai dificilă pentru că ei nu se regăsesc neapărat în genul matern, da? ei nu pot să fie ca mama și atunci au nevoie și de prezența tatălui sau a unei figuri paterne cu care ei să se identifice. Și dacă acea figură paternă îi validează și este un bărbat empatic și în contact cu sine. Sigur că și băiețelul poate să privească aceste abilități emoționale ca fi niște valori pe care să le cultive. Deci nu cred că la nivel de empatie, cred că acolo putem, indiferent că suntem bărbați sau femei, să devenim foarte empatici dacă ne ajută și ne susține mediul de îngrijire, să facem asta și sigur cultura și, și societatea în care trăim. Iulia, este un capitol și, practic, e de fapt o întrebare, un capitol în, în carte. Și sunt curios dacă v-ați confruntat, poate, cu astfel de reacții din partea chiar din partea fiicelor voastre. De ce adolescenților nu le place școala? Uh, cred că ne putem răspunde la întrebarea asta: dacă suntem onești și încercăm să ne reamintim. Uh, -am că de mult ne plăcea nu nouă! Că de mult ne plăcea sau nu ne plăcea. Uh, sigur, noi avem uh, tendința să uh, frumusețăm uh, trecutul nostru eroic și să chiar să credem, de exemplu, eu pot să spun sincer că uh, aveam impresia despre mine că am fost un elev, un licean extraordinar de conștiincios. toate că mi-aduceam mi aminte niște mici scăpări, dar nu de mult mi-am găsit carnetul de note din liceu și am fost uh, surprinsă să văd că nu eram chiar atât de silitoare pe cât îmi plăcea să cred că am fost. Um, este o perioadă în care copiii nu mai sunt atât de conformiști, nu se mai supun atât de ușor autorității normelor. și normelor. Caută să să întindă la maxim permisivitatea mediului sau să testeze limitele și mai mult decât asta, cumva vor să fie ei cei care decid. Încă nu își permit să ia decizii importante în viață pentru că sunt încă sub tutela părinților, dar simt această chemare a vârstei adulte și nevoia de a se afirma și de a face alegeri proprii. Așa că sistemul de învățământ de masă, cum este el gândit, cu același orar prestabilit de niște adulți pentru toți copiii, nu este tocmai pe. Pe placul lor, al adolescenților. Și deci, cumva auzim foarte des: da, ce -mi trebuie mie, nu știu ce, dar ce îmi trebuie mie cealaltă materie, că pe mine nu mă interesează. Sigur, ei au și un punct de vedere uh, destul de limitat, pentru că să ne aducem aminte o experiență de viață limitată. Au fost copii mai toată viața lor și de curând, de un an, doi, trei, maxim patru, să zicem, uh, s-au trezit în această perioadă de tranziție care. Chiar este foarte dificilă și pentru ei, nu doar pentru noi, părinții, în care li se cere mult, așteptările de la ei sunt foarte înalte și ei nu știu exact dacă, dacă pot răspunde acestor așteptări. Și răspund fiecare în funcție de personalitatea lor, mai mult sau mai puțin reactiv. Dar, sincer, să ne așteptăm ca părinți sau ca profesori, ca unui adolescent să-i placă școala așa de la sine, e o așteptare nerealistă. Pentru că ei vor să experimenteze, vor să fie mai liberi, să facă alegeri personale și, în tot cazul, cel puțin în ziua de azi, dar oricum, chiar și pe vremea noastră, care a fost acum ceva zeci de ani. Nu e atât de interesant ce se predă la școală, iar în prezent ce se predă la școală, cel puțin în sistemul de stat din România, comparativ cu ce văd ei pe YouTube sau pe Netflix, alte sau, surse știu, de informare, alte surse, este prea puțin captivant. Acei profesori care și-au adus la zi metodele de predare reușesc totuși să, să le trezească interesul și să să-i facă pe copii să fie motivați și să-i facă pe copii să dorească să meargă la orele lor. Deci e o combinație cumva între specificul vârstei, specificul sistemului de învățământ de masă și dorința copiilor de a fi mai liberi să facă propriile alegeri. Toate că ei nu sunt conștienți că nu au toate datele încă. Simina, am multe întrebări și îmi doresc din tot sufletul să le parcurg pe toate. Simina, ce facem cu mediul online, cum influențează viața adolescenților și acum mă gândesc așa ca punct de reper, ca referință, mă gândesc la perioada pandemiei în care au fost nevoiți să stea în casă, să învețe online, nu s-au mai întâlnit, le-a lipsit treaba asta, lipsa, contactul fizic cu colegii, cu prietenii, poate, dar pe de altă parte, cum influențează mediul online viața emoțională? Pentru că aici în mediul online Iată, avem parte și de uh, Bullying Și trebuie să-l da. spunem, da? Nu doar de bullying fizic uh, De care aveam parte Mi-aduc eu aminte în, uh, în școală uh, Dar uh, și uh, cyberbullying da? bullying bullyingul cibernetic uh, Există din păcate Multă agresivitate În, uh, în uh, mediu online, ce facem cu problema asta? Da, cred că e un context de viață actual pe care trebuie să găsim o formulă să-l acomodăm cumva și pentru părinți și profesori. Evident, nu e cea mai simplă situație. Mediul online nu poate fi exclus total, adică mi se pare o ieșire din realitate. Nici nu poate fi absolut total controlat pentru copii. Și într-adevăr mă uitam chiar și în mediul online pentru adulți câtă agresivitate este și cum oamenii se dezlănțuie în mediul online, parcă hey, ne am în conștiința faptului că în felul ăsta rănesc, da? Da, da, e ca și cum e diferit. Oamenii au un sentiment că sunt protejați și că nu e cu adevărat agresiune ce se întâmplă în online. Și uneori pot să fie agresivi că sunt la adăpostul <laughs> online-ului, dar uh, pentru copii este o expunere foarte mare, pentru adolescenți este o expunere foarte mare către lume, către afara familiei și către o lume foarte largă. Prin comparație, zicem, cu expunerea noastră, care în adolescență n-am avut un mediu online, uh, eram expuși lumii înconjurătoare, cartierului orașului, dar Online nu permite o deschidere mult prea mare pentru cât poate un copil să gestioneze cu responsabilitate. Niciun adult, nici noi, dacă ne aventurăm în online, nu putem face față foarte bine. În pandemie s-a creat iarăși o situație foarte, uh, nu știu cum să spun, uh, nesănătoasă psihic, pentru că până atunci mesajul era nu aveți voie pe calculatoare, și online pentru că vă fac rău, mesajul către copii. Iar în pandemie a fost obligația de a sta online și pentru copiii foarte mici și pentru adolescenți, de unde le spuneam nu e sănătos, acum sunteți obligați să stați 8 de exemplu, adolescenți. Erau confuz. Prin... Da, era, a fost un mesaj foarte... care a creat multă confuzie și frustrare. Um... Însă ce s-a întâmplat este că pentru mulți adolescenți, <coughs> pentru că în ultima vreme, nu știu dacă știți, dar din ce am aflat eu, a crescut foarte mult statistic vorbind între uh, uh, anxietatea și tulburările emoționale în zona de copii Și depresia. Deficienți. Da, da, da. Tulburări emoționale de toate tipurile, anxios, depresive. Iar mediul online funcționează ca un fel de tampon, așa, pentru că mulți copii adolescenți ajung să se refugieze în acest mod de viață care pare un pic mai... Uh, uh, le dă lor o stare de siguranță. Uh, ce aș vrea să spun apropo de întrebarea ce facem, cred că e foarte important ca părinți și profesori să putem să rămânem alături de copii, deci nu le putem interzice complet accesul online, nici controlul ăsta excesiv, care mi se pare de tip de resaj, îți dau 20 de minute dacă ești cu minte sau, nu știu, stilul ăsta de relaționare controlată, dar umilitoare am, am văzut genul ăsta de situație. a să recompensă. Da, exact, exact. Care desconsideră adolescentul, care este o persoană care nu mai este un copil mic, este o persoană în devenire tânăr adult și are nevoie să fie estimat, respectat, încurajat, înțeles. Și atunci mă gândesc ca, ca adulți, ca să rămânem, să creăm totuși un mediu de siguranță, să rămânem în contact cu copiii, să-i însoțim în mediu online atât cât ei ne invită, nu știu, să vedem filme împreună ca să știm ce îi atrage pe copiii noștri acolo, să uh, avem o purtiță deschisă. Am mai văzut o situație în care adolescenții spuneau dar de ce mi se impune mie să citesc când părinții mei toată ziua stau pe internet, ei nu citesc, dar pe mine Corect, mă obligă să nu stau parental. pe internet. Și să... Da, și E adevărat că adultul nu este egal adolescent, adică asimetria în relație părinți-copii trebuie să o susținem în continuare, ei încă nu sunt maturizați și nu pot să decidă responsabil complet, însă zic eu că um, a păstra portița deschisă, relația deschisă și a-i trata cu respect, uh, în așa fel încât ei să poată să primească mesajele noastre de protecție. Atenție cu cine discuți, nu îți citesc toate mesajele de pe WhatsApp și din telefon și de pe calculator ca să te verific, ci cumva caut să-ți comunic că poate că sunt oameni în online care nu sunt în acord cu ceea ce spun, poate nu sunt autentici, poate e o sursă de pericol foarte mare. Dar asta îmi pare important, cum păstrezi o relație respectuoasă cu adolescentul în care se simtă văzut, valorizat, în așa fel încât să rămân lângă el Cred că asta e soluția cu online-ul Să rămân în contact cât pot de mult Nu cred că putem controla 100% Trebuie să fim și realiști Și să-i subliniezi cumva, să-i evidențiezi ca el Doar ca el să știe da, pericolele da, care da, există da, în mediul da, online Și da, de care și el poate că nu este conștient Da, uh, să fie informat și să știe că poate să vină către părinți, către adulți, profesori Atunci când nu se simte bine Asta e important să știe că dacă ceva este cu disconfort în mediul online și simte că cineva îl tratează fără respect și îl agresează, el poate să vină către adulți. Da. Iulia, cât de important este pentru un adolescent ca părintele să-l să asculte cu adevărat? Și mai ales să... Mă gândesc acum să primească sfaturi adolescentul atunci când cere aceste sfaturi. De cele mai multe ori noi părinții, uh -huh. omnii, prezenți, o, bă, toate știutori, avem tendința asta, voi, câtă experiență de viață. Eu am trecut prin ce ai trecut tu, dar tu nu. Așa, și știu eu mai bine decât tine cum stau lucrurile cu adolescența. Și avem tot timpul tendința, poate, de a da sfaturi care nu sunt cerute și care s-ar putea chiar să irite. Și atunci... Exact de important. asta vroiam, vroiam și eu să adaug. Mă gândesc că mai avem puțin timp și cred că e important că noi am fost adolescenți în, în niște vremuri în care părinții noștri nu cunoșteau altă abordare decât cea autoritară, părinții, profesorii, și ceea ce se întâmpla de fiecare dată când existau dificultăți era că primeam o predică infinită din partea părinților sau profesorilor despre cât de mult am greșit și cât de mult ar trebui să facem altfel și cât de puțină experiență de viață avem noi și cât de mici suntem și incapabili. Și sigur, tendința este să repetăm ceea ce am trăit, Repetăm ca părinți ceea ce am trăit în relație cu părinții sau cu adulții din viața noastră și asta fac, din păcate, mulți părinți și astăzi și, probabil, și noi, adică eu recunosc că și eu am uneori porniri în direcția asta și îmi dau seama cât de uh, inutile sunt sau pot fi chiar dăunătoare, pentru că adolescenții sunt totuși competenți, chiar dacă creierul lor este în schimbare. Nu, e, nu sunt handicapați, nu sunt uh, incapabili să să analizeze situația în felul lor și rolul nostru ca părinți este să îi sprijinim să-și dezvolte aptitudinile proprii de a se descurca în viață, nu să le uh, băgăm pe gât propria noastră înțelepciune de care suntem atât de mândri, pe care am dobândit-o cei drept și care e valoroasă pentru noi, dar pe care am câștigat-o în experiența noastră, în alte contexte, în alte vremuri și, bineînțeles, având o altă bază, pentru că avem calități diferite de copiii noștri și trăim, am trăit într-o altă lume decât ei. Cumva încurajarea este, așa cum ai spus Sorin, pentru părinți și pentru profesori să încerce să asculte mai mult decât să țină prelegeri și e foarte valoroasă de câte ori avem tendința asta de a da drumul la predică, întrebarea tu ce părere ai? În loc să te apuci să-i spui copilului ce prostie a făcut și cât de aiurea este abordarea lui, mai bine îl întrebi ce crede el despre o anumită situație, fie că e vorba despre terți, fie că e vorba de ceva ce a trăit uh, propriul nostru copil sau elev, ce crede el, cum vede el situația, dacă suntem dispuși să. Îl privim ca pe un egal, ca pe o persoană competentă, nu egal în sensul de adult, dar în sensul de om care este capabil să aibă o viziune personală și să înțeleagă ce s-a întâmplat, atunci vom ajuta foarte mult copilul să aibă încredere în propria lui viziune și în propriile lui aptitudini. Sigur, nu exclus să ne spunem și noi părerea. Dar una este să spui, eu văd lucrurile în felul ăsta, sigur, am altă experiență și am trăit fel de lucruri decât trăiești tu, decât să-i spui, trebuie să faci cum zic eu, pentru că eu sunt părintele și știu mai bine, tu habar n Pentru că, în realitate, nimeni nu știe ce este mai bine pentru o altă persoană. Mă rog, cu excepția lucrurilor evidente legate de siguranța fizică. Dar când vorbim de binele psihologic, emoțional, sunt foarte multe variabile și nu putem fi atât de convinși că noi știm mai bine ce, ce e bine pentru copilul nostru decât știe el la vârsta adolescenței, mă refer. Pentru că mai avem puțin timp. Simina, <coughs> uh, doi în unul. Două întrebări în unul. Cum le învățăm pe fete să-și gestioneze furia? Pentru că, iată, vedem și în mediul online, mai ales în mediul online, uh, știri la televizor cu impact emoțional da, Există multă agresivitate Și poate că nu a fost Sau nu este acceptat De vedere social la femei Cum le ajutăm pe fete să-și gestioneze furia Și cum îi ajutăm pe băieți Să se deschidă Emoțional Ei nu se prea deschid da? Să-și exprime Emoțiile Poate nu chiar cum o fac fetele Dar oricum ideea este să se deschidă și să-și exprime emoțiile și sentimentele. Da, cred că vorbim de autenticitate, fetele să se exprime cum se exprimă ele și simt și băieții la fel, apropo de, nu știu dacă se exprimă ca fetele sau nu, cum simt ei să exprime. Cred că, în primul rând, mesajul către toți adolescenții ar trebui să fie emoțiile nu sunt o problemă și emoțiile nu sunt niște lucruri de care trebuie să scăpăm, emoțiile nu sunt o, un handicap. Emoțiile sunt surse de informație pentru noi și o dezvoltare a inteligenței emoționale presupune să acceptăm acest lucru, să-l înțelegem că atunci când trăiesc furie, primesc o informație despre nevoile mele și despre felul în care, probabil, mediul îmi depășește niște limite sau îmi încalcă niște nevoi. De multe ori, sigur, mesajul către fete e, nu e bine să nu e frumos, femeile nu fac asta. Ori femeile pot să trăiască, bineînțeles, niște furii foarte intense atunci când limitele lor sunt depășite. Cred că la fete putem să le, cum să zic, și întărim stima de sine în a încuraja să verbalizeze, pentru că e, sunt și abile în a face lucrul ăsta, și ca părinți, pe măsură ce cresc, dacă facem o alfabetizare emoțională, adică numim emoțiile, încurajăm exprimarea lor verbală, pentru că asta înseamnă maturizare psihică, să nu pun în act orice trăiesc, ci să dau sens prin cuvinte să comunică către ceilalți. Și în felul ăsta furia, atunci când este uh, numită, uh, uh, fetița poate să devină conștientă de cum începe să o simtă în corp, care sunt senzațiile care exprimă uh, disconfortul, să înceapă să le numească, să le comunice către ceilalți. Deci partea asta este o modalitate și desigur și fetele uh, pot să descopere că mișcarea este o cale foarte bună de deci contactul cu propriul corp pentru că de obicei împingem pe băieți. Să ducă băieții, se bată acolo, facă box, fotbal și să-și descarce frustrările, însă și pentru fete contactul cu corpul și exprimarea prin mișcare, prin corp, poate să fie o cale foarte bună. În felul ăsta ele își dezvoltă și expresivitatea, adică transmiterea prin corp. Deci cred că dacă ar fi să sintetizez cumva, Gestionarea furiei este un demers care implică pe părinți și foarte personal și în a încuraja fetele să fie în contact cu corpul lor, să-și cunoască semnalele de furie, să înțeleagă sensul acestei trăiri și să învețe să o pună în cuvinte în așa fel încât să nu se transforme în agresivitate. Pentru că furia nu este agresivitate, este doar o emoție care ne ajută să stabilim limitele. În cazul băieților, ne-a încurajat băieții să se deschidă emoțional și să comunice. Iarăși, cred că o implicarea foarte personală a părinților e importantă. Și când spun asta, mă refer la faptul că părinții nu pot doar să predice despre cum e bine să și să dea indicații tehnice de pe margine adolescenților, ci e bine să fie ei înșiși niște practicanții a, a unui autocontrol și a unei gestionări emoționale sănătoase. Și cred că de aici se poate începe. Părinții să se uite la ei înșiși, să vadă ei cum resimt furia și în ce fel o înțeleg și cum reușesc să comunice emoțiile dureroase și celelalte în afară de furie sau emoțiile pozitive. Uh, și în felul ăsta să o practice cu adolescenții această comunicare sănătoasă, a anume emoția, a spune în ce fel acea emoție este relevantă pentru relație, în așa fel încât implicită adolescenții, să, adolescenții, chiar de, de copii, să învețe uhum. să facă același lucru. Dacă mama spune, uite, acum simt că îmi depășești limita și sunt supărată. Și probabil că dacă lucrul ăsta nu o să se oprească acum, voi deveni foarte furioasă și o să încep să strid. Și copiii internalizează acest mod de, de comunicare și gestionare, și pentru emoții neplăcute, și pentru cele pozitive. Iulia, în 30 de secunde, un sfat, așa, din inimă, atât pentru părinții care ne urmăresc și care poate, uite, așteaptă niște uh, răspunsuri la problemele, provocările cu care se confruntă când au adolescenți în. în familie, dar poate și pentru mea, m-aș bucura foarte mult, și pentru adolescenții care poate ne urmăresc. Pentru părinți, două lucruri. Aveți încredere în copiii voștri și în faptul că procesul lor de dezvoltare se dezvoltă normal și toți parametrii sunt în regulă, copiii vor crește și se vor maturiza și doi, informați-vă despre nevoile specifice și uh, psihologia dezvoltării copilului și căutați sprijin la alți părinți informații sau la specialiști atunci când vă este greu. Iar pentru adolescenți, uh, nu știu dacă ei vor avea răbdare sau dacă noi suntem uh, în targetul uh, lor, dar uh, adolescenților le spun uh, să aibă încredere în ei înșiși și să se gândească atunci când. Uh, au disponibilitate, că și pentru părinți este greu, pentru că nici părinții nu au mai avut adolescenți și chiar dacă au avut copii, poate unul era fată, unul era băiat sau poate unul e mult mai mare și trăiește în altă generație sau, mă rog, au avut, oricum copiii sunt diferiți. Deși pentru părinți este greu, e o experiență nouă și de fiecare dată cu fiecare copil, dacă avem mai mulți, trecem printr-o altă formă de adolescență cu alte provocări și suntem împreună în aceeași barcă, Important este să reușim să păstrăm relația uh, funcțională. Dragilor, am vorbit astăzi alături de Iulia Feordeanu, psihoterapeut, analist iunghian și Simina Angelescu, psihoterapeut, despre viața emoțională a adolescenților, cartea lui Lisa Deimur publicată în portofolul editurii Herald, iată cum să creștem tineri capabili să comunice deschis, competenți și plini de compasiune. Așadar, vă recomandăm cu mare drag viața emoțională a adolescenților. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod Cărți Deschise pentru Miți Deschise. Să aveți o zi superbă în continuare și lectură plăcută. La revedere mai bine!